Stimați prieteni, bună dimineața! Vă zicem un mulțumim pentru că ați dat curs invitația noastră atât de rapid. Pentru astăzi dimineața, de fapt, nu ne-am propus să petrecem o conferință de presă, cât mai mult un briefing pentru a ne expune poziția Partidului Social Democrat vis-a-vis de o acțiune după noi destul de importantă care a avut loc pe parcursul săptămânii trecute. Mai bine zis, după cum și cunoașteți și dumneavoastră, săptămâna trecută a avut loc o convorbire telefonică între prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Vladimir Filat, și prim-ministrul al României, domnul Ungureanu. Deci în acest context, în urma discuției telefonice, s-a luat o decizie ca în luna martie ambele guverne să organizeze o ședință comună de guvern în municipiul Iași. Ceea ce în viziunea Partidului Social Democrat este un lucru inacceptabil, pentru că pentru a petrece asemenea întrunire, asemenea ședințe, este cadrul legal care prevede cum pot fi organizate întrunirile între prim-ministri sau miniștri din guvern, iar ceea ce se dorește să se întâmple în luna martie, după noi, este un lucru ieșit de comun și un lucru care aduce un șir de prejudicii Republicii Moldova. În acest sens, vă voi da citire declarației oficiale a Partidului Social Democrat la această temă, deoarece este o temă destul de importantă pentru țara noastră. Voi da citire atât declarații în limba de stat, cât și declarații în limba rusă, ca să fie foarte clar poziția partidului pentru toți cetățenii locuitorii Republicii Moldova. Partidul Social Democrat consideră inacceptabilă ideea de organizare a unei ședințe comune a Cabinetului de Ministri din Moldova și România, planificată pentru începutul lunii martie, pe teritoriul ostil față de națiunea moldovenească, în municipiul Iași, statul România. După numirea sa în funcție de prim-ministru al României, șeful Serviciilor Informației Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, în prima conversație telefonică cu premierul Republicii Moldova, Vladimir Filat, au convenit să organizeze o intervenție politică în scopul de a demonstra succesiunea părților uniuniste și de a absorbi teritoriul moldovenesc. Partidul Social Democrat atrage atenția societății civile că pentru stabilirea unei colaborări interstatale, Guvernul Republicii Moldova instituie comisii interstatale. Asemenea, comisii speciale sunt create și pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale între statele România, Ucraina sau Federația Rusă. Putem aprecia modificările formatului stabilit al relațiilor și într-o anumită situație de a desfășura o ședință istorică comună al executivilor, în cazul în care Guvernul Republicii Moldova ar fi realizat aceasta cu ocazia aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau Comunitatea Economică Euroasiatică. Guvernarea statului român a refuzat să semneze un acord cu Republica Moldova cu privire la frontiera de stat dintre Republica Moldova și România și tratatul de prietenie, bună vecinătate și colaborare între Republica Moldova și România, care confirmă statutul juridic al României drept un stat neprietenos față de Republica Moldova. Din Guvernul Republicii Moldova, mai mulți membri sunt cetățeni români, care au dat jurământ de a servi intereselor statului vecin, un stat ostil. În aceste condiții, ședința comună a Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova constituie o amenințare la adresa securității naționale în Republica Moldova și este un afront la statutul suveran al instituțiilor statale din țară. Partidul Social Democrat declară că în cazul desfășurării ședinței comune a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului din România la Iași, vom lua toate măsurile pentru interzicerea intrării în Republica Moldova a cetățenilor români care au participat la această ședință, mă refer aici la miniștrii din Guvernul Republicii Moldova care au cetățenie românească, precum și anularea tuturor deciziilor aprobate, incompatibile cu prevederile Constituției Republicii Moldova. Stimați prieteni, aceasta a fost declarația Partidului Social Democrat. Încă o dată repet, cu regret spun acest lucru, suntem nevoiți
să ne expunem și asupra acestor situații, pentru că, cu regret, iarăși spun, în ultima perioadă, din partea statului român, intervin mai multe amestecuri directe în treburile Republicii Moldova. Iar o ședință comună a guvernelor două state pune și mai mult în pericol dezvoltarea, suveranitatea și independența Republicii Moldova. Vă mulțumesc și o zi bună!